coerență, să aibă nu mai multă forță. Dar pentru că vorbesc de coerență, de solidaritate, de valori de creștini democrate, aș vrea să subliniez că, deși vorbim foarte mult de subsidiaritate, din păcate, această valoare creștin democrată esențială nu este totdeauna pusă în practică la noastră. Pentru că dacă ar fi fost într-adevăr urmat acest principiu în ultimele decenii, criza în care ne aflăm asta ar fi putut să fie evitată. Pentru că subsidiaritatea presupune tocmai deplasarea accentului asupra libertății individului, libertatea comunităților, libertatea națiunilor și abia în ultima instanță, dacă este nevoie, să vorbim de intervenție europeană. Am inversat în ultimul timp acest raport, cred că ar trebui să existe între ceea ce se află la baza comunităților noastre și ceea ce se află la vârful comunităților noastre. Acțiunea de la nivelul individual sau la nivel local nu a fost doar suficient de puternică și asta a făcut ca să încercăm să dăm ajutoare acolo unde ar trebui să lăsăm să se dezvolte acțiunea liberă, inițiativa liberă, fie individului, fie a comunității. Trebuie să refacem acest raport, fie să reacționăm subsidiaritatea și să aplicăm în mod consecvent, în programele noastre politice, politice publice, acest principiu.